Rămân atent. Recunosc că în momentul în care am citit titlul întâlnirii, țin să subliniez că nu era vorba de o conferință, adică nu m-am închipuit că o să fie atât de mulți oameni. M-am gândit oare de unde o să încep și ce am să spun. Și mi se părea cumva dezarmant faptul că s-au acomodat acești doi termeni împreună, smartphone și viață. Dar după aceea mi-am dat seama că e o idee preconcepută a mea și că cu siguranță așa stau lucrurile și așa ar trebui pusă problema, pentru că într-adevăr de la un anumit nivel de folosință încolo a telefonului, în principiu să zicem, dar a tehnologiei în general, acești termeni sunt opozabili și până la urmă fiind opozabili înseamnă moarte și viață, nu neapărat smartphone și viață. Dar despre asta poate mai târziu un pic. Perspectiva pe care am să vă propun este perspectiva mecanismelor care iau naștere și se dezvoltă în copil, în adult, în cel aflat mai în etate, în momentul în care apare dependența, adicția sau în termenii cu care suntem familiarizați noi, patima față de tehnologie, și o să vorbim de telefon în mod special, pentru că acesta este instrumentul cu ajutorul căruia această patimă este însămânțată cât mai rapid din foarte mică vârstă, să zicem așa, dar tot prin el se reușește și și acapararea în cadrul acestei mișcări a tehnologiei a celor mai vârstnici, a adulților. A nu se înțelege că tehnologia are ceva rău prin sine neapărat, pentru că așa cum suntem toți martori astăzi, la ora 6 dimineața ne trezim în Constanța, poate la orele 7 seara suntem deja de 2-3 ore în Timișoara, după ce am mers cu un tren, cu o mașină, am zburat cu avion. Adică tehnologia e bună prin sine, dar trebuie să aibă o limită de utilizare, altfel devine nebună. Și atunci, în primă fază, am să vă spun ce efecte are, în mod special, telefonul. De asta mă leg aseară, dacă așa s-a ales titlul întâlnirii, asupra copiilor noștri. Și dacă cumva ceva din ce voi spune vi se va părea în sens peorativ sau ca reproș, să știți că vă înșelați și vă spun asta de la început, pentru că nu ăsta este gândul meu și absolut nimic din ceea ce voi prezenta nu este irreversibil atâta vreme cât noi realizăm ceea ce se petrece și, bineînțeles, credem sau verificăm și apoi ne decidem să luăm anumite măsuri. Influența acestui telefon pentru copii, pentru tinerii noștri, se răsfrânge pe foarte multe dimensiuni ale existenței lor și implicit ale existenței lor alături de noi. Pentru că copiii noștri nu sunt singuri. Copilul nu are calitate de copil prin intermediul unui certificat de naștere, ci copilul are calitate de copil atâta timp cât îi trăiesc părinții. Și nu am făcut această paranteză degeaba, ci urmăresc un fir roșu conductor, pentru că de foarte multe ori copiii care dobândesc această dependență, dacă vreți, o dobândesc pentru că noi o avem înainte ca ei să se nască. Și am să o explic un pic mecanica aceasta către finalul discuției. În primul rând, copilul care stă de mic la telefon, pe telefon, în primul rând, el nu scrie notițe, nu scrie vreo compunere, nu face vreo poezie, nu scrie vreo poveste, nu face vreun referat, ci pur și simplu stă pe internet sau se joacă. Dacă ați observa rezultatele studiilor legate de neuroplasticitate, prin neuroplasticitatea se înțelege așa pe scurt capacitatea creierului de a crea noi sinapse sau căi de curgere
a informației și de a se adapta la diversi factori de mediu care împiedică această curgere a informației într-un mod armonios în cadrul sinapselor neuronale. Dacă ați observa aceste studii grefate, să zicem, pe acest fenomen al utilizării telefonului la copii, veți vedea că această neuroplasticitate este inhibată și întreaga structură neuronală devine casantă la un anumit nivel, în momentul în care ei se ocupă cu telefonul. Cu alte cuvinte, ei, după dicționarul medical, ușor, ușor se îndreaptă către condiția de a fi idioți. Idiot în sens medical, nu în sens peiorativ. Mare atenție, acolo ne îndreptăm oricare dintre noi care utilizăm telefonul mai mult decât trebuie. Ce înseamnă mai mult decât trebuie? În alte scopuri decât pretindem că l-am fi achiziționat, adică să dau un mesaj, un telefon, să mențin o cale de comunicare, că de fapt pentru asta este telefonul. Restul sunt niște păcăleli a căror pradă ajungem și noi, adulții, și atunci nu ne mai putem mira că ajung copiii. Ne putem mira cum de ajung copiii în posesia unui telefon, dar asta e o altă discuție. Din această perspectivă, rețineți pe studii extrem de aprofundate care implică encefalograme în timp real, EKG-uri în timp real, ECG-uri în timp real și așa mai departe, nu vreau să intru foarte mult într-o parte tehnică medicală, se observă o îngrădire a armoniei fiziologice a copilului. Cu alte cuvinte, rețineți copilul așa între vârsta de, să zicem, 7 anișori până pe la vreo 22 de ani, el se dezvoltă din toate punctele de vedere. Nu că până la 7 ani nu s-ar dezvolta, dar discutăm de o dezvoltare pe foarte multe dimensiuni. De ce? Pentru că apare discernământul, apare sămânța discernământului. Cu alte cuvinte, el se antrenează ca să rămână într-un firesc al viețuirii sale. Ori, pentru asta are nevoie de hrană. Are nevoie de hrană din toate punctele de vedere. Bineînțeles, hrană duhovnicească, hrană trupească, hrană neuronală care se adapă, să zicem așa, din celelalte dimensiuni explicate până acum. Deci, ca să ne fie foarte, foarte clar și vă rog tot ce spun eu să nu credeți, dacă vreți deloc sau în proporție de 15% și restul, să verificați tot ce vă spun. În momentul în care copilul a dat cu ochii de telefon, el se face prada unor impulsuri electrice. Adică la nivelul creierului se resimte ca un impuls electric. Ca atunci când pe vremuri până pe la începutul secolului 20, anumite tulburări de ordin psihiatric erau tratate cu ajutorul impulsurilor electrice, da? Se lega ceva la cap și se electrocutau. E, același lucru simte copilul, numai că de foarte multe ori mai intens, deoarece totul este însoțit de imagine. Ori imaginea este cea care, dintre toate simțurile, adică simțul privirii, cu alte cuvinte, declanșează excitabilitatea simțurilor. Din acest punct de vedere, repet, și cu asta voi concluziona această dimensiune, am să încerc să nu vorbesc foarte mult pe subiect și din pricina faptului că e un subiect foarte greu. Nu foarte greu ca informație, foarte greu ca durere de inimă. Știind că tinerii noștri se confruntă cu aceste lucruri și că noi, în majoritate, le dăm în mână aceste lucruri. Ca să concluzionez această dimensiune, în momentul în care le-am pus telefonul în mână, chiar din acel moment, de când ei au dat prima oară de internet și s-au uitat pe internet, noi le inhibăm și începem o degenerare a laturii fiziologice, mai ales neurologice și tot ce înseamnă neuroplastie. Acum, dacă vreți, în plan, așa zis, social sau familial, am vorbit astăzi cu niște copilași superbi care îmi spuneau că le place să stea pe telefon pentru că acolo sunt platforme de socializare. Acum, eu știu că ei cred asta și eu știu că și adulții cred asta, numai că dacă s-ar lua la bani mărunți așa din punct de vedere al profilării și s-ar decela foarte bine fenomenul vis-a-vis de emoții, de stări, de argumente, de
motivațiile pentru care se face asta, veți ajunge la o singură explicație, anume că tot ce înseamnă conturi de socializare, plecând de la Facebook sau cum s-or numi ele, la toate cele de genul acesta, pe lângă faptul că îți fracturează atenția, da? În acest moment, tânărul și adultul, în general, nu mai e capabil să uite mai mult de 3 minute la ceva. Vorbesc de adultul educat, mare atenție. Da? Copilul, în general, adolescentul, nu e capabil mai mult de 20-30 de secunde să urmărească ceva. Și asta se vede la școală, se vede în societate, se vede atunci când noi vorbim cu copilul, trebuie să tragi de el, măi, ești atent, ai auzit ce ți-am spus, repetă și așa mai departe. Dincolo de fracturarea acestei atenții, rețineți că tot ce înseamnă platforme așa zise de socializare nu interesează decât din două puncte de vedere, anume voyeurism sau exhibiționism. Cu alte cuvinte, dacă nu aveți, noastră ca adulți sau copiii noastre, nu aveți vreo firmă care îi faceți o parte de marketing și publicitate pe internet, să știți că orice cont de socializare ați avea și credeți că este ca atare, nu este decât o formă de a vă exhiba, adică de a arăta celorlalți modul în care trăiți de foarte multe ori fals, adică se arată măști acolo pe astfel de platforme, sau de voyeurism, adică ai vedea pe alții cum trăiesc. Acum, fie că vă place ce spun eu, fie că nu vă place, adevărul rămâne același. Dacă veți avea sinceritatea să vă uitați un pic în adânc cum funcționează aceste așa zise platforme, veți vedea că și noi suntem pradă lor la un anumit nivel. Și atunci, vă dați seama, noi avem un discernământ, noi avem o experiență de viață, suntem oarecum copți, am trecut prin suferințe de toate felurile, dar copiii noștri nu știu nimic din toate astea. Pentru ei devine un firesc. Ori, practic, firescul respectiv înseamnă, la adânc, faptul că ei sunt obișnuiți să poarte măști. Adică, cu alte cuvinte, tot ce înseamnă interfața aceasta cu tehnologia, mai ales cu telefonul, pentru că ei acolo se duc. Dacă veți face studii, veți vedea copiii noastre stau foarte puțin pe jocuri și foarte mult pe alt fel de informații, pe alt tip de informații. Veți vedea că, practic, ei din fragedă pruncie sunt învățați ca firesc să poarte diverse măști. Și așa părinții se întreabă cum la 16, 17, 18 ani, Doamne ferește, află într-o zi că copilul lor de foarte mult timp era prins într-un anume anturaj, într-o anume formă de patimă și ei nu știau. Ei nu știau pentru că copilul lor de mic a învățat să mintă. În primul rând se minte pe el însuși și minte și pe ceilalți ca un firesc. Asta este o consecință. În perspectivă socială a copilului, el pierde contactul cu ceea ce înseamnă comunitatea, adică cu alte cuvinte, el ajunge să găsească ca firesc comunicarea cu persoane pe care nu le vede, nu le simte, nu le simte emoțiile, nu le vede emoțiile pe chip. Orice fel de emoție ar fi, dacă este bucurie, că este tristețe, furie, surpriză, dezgust și așa mai departe, el nu le vede. El este obișnuit să traverseze toate aceste etape de comunicare cu un ecran, fără niciun fel de personalitate. Adică se scoate persoana din discuție. Scoțând persoana din discuție, nu mai cum să ai pretenția să-i explici copilului la 20-30 de ani când a luat-o pe coclauri că el de fapt ar trebui să facă saltul de la comunitate la comuniune, că nici noi nu prea știm ce e aia. Și atunci nu ne putem supăra pe el, pentru că el are deja 10-15 ani de comunicat cu un ecran. Efectiv cu un ecran. Am fost pus în situația acum câțiva ani să predau un curs în timpul pandemiei online vorbind cu camera de la vedere, de la laptop. Eu totuși știu cum funcționează lucrurile astea. Foarte bine știu cum funcționează. Adică știu partea lor clinică. Trebuia să fac acest lucru și vreau să vă spun că era o luptă cu mine ca după 6 ore dura cursul. Știam, aproape sigur eram că nu mă urmărește nimeni din cei care trebuiau să mă urmărească, era un contract cu o corporație și am aflat ulterior că, într-adevăr, din aproximativ 1500 de oameni, numai 3 m-au urmărit. Asta a durat o lună de zile, zi de zi. 3 m-au urmărit probabil în 3 zile sau în 2 zile. Restul am vorbit singur cu o cameră de la vedere. Să știți că era o luptă extraordinară cu mine după ce se terminau cele 6 ore să ies dintr-o anumită stare. Eu înțelegând perfect cum funcționează lucrurile astea și fiind pregătit pentru acest impact fie și asupra mea. Ori am realizat atunci
din cât de grea a fost această luptă cu mine însumi, că pentru un tânăr e imposibilă. E imposibil de câștigat această luptă. În primul rând, el nu înțelege la ce se expune. Noi nu înțelegem la ce expunem. Deci, din punct de vedere social, ei se atrofiază, li se atrofiază simțurile. Vă dau cel mai simplu exemplu. Merg cu metrou în București și din 99% din oameni, sau mai curând spus, din toți oamenii, 99% stau cu ochii în telefon. Când eram tânăr și eram la liceu, făceam trei stații cu metrou dus, trei stații întors, mă uitam în jur, vedeam toate fetele frumoase. Dacă aveam un pic de curaj în ziua aia, mă dădeam și eu pe lângă ele, vorbeam ceva cu ele. De la una luai o palmă, de la alta ți întorcea spatele, dar înțelegeți de fapt ce vă spun, ei nu se mai văd unii pe alții. Ei nu mai ridică ochii din tehnologie. Să nu mă credeți, să încercați, să vedeți. Duceți-vă și veți vedea la petreceri soți și soție care stau pe aceeași canapea și vorbesc pe WhatsApp și se supără că copilul lor stă pe telefon prea mult. Unul dintre părinți, bineînțeles, sau amândoi. Deci, din punct de vedere social, aceste instincte pur și simplu se transfigurează în sensul cel mai negativ cu putință. Apoi apare următoarea problemă la copii. Să nu aveți impresia, cu tot controlul parental pe care credeți că îl dețineți pe toate aceste device-uri informaționale, că există vreun copil căruia i-ai pus telefonul în mână cu internet și că în maxim 6 luni nu a intrat pe un site pornografic. Mi-ar trebui o conferință de 2 zile să vă spun ce înseamnă prima imagine de acest tip pentru un copil sau pentru un adult, să știți. Am întâlnit adulți la 40 de ani care n-au văzut în viața lor. Și am zis, Doamne, ce fericit e omul ăsta. Da? Ce se întâmplă la copilași când li se deschide prima imagine? Fie ea video sau pur și simplu o imagine în față. În primul rând, pierde candoarea sufletului. În al doilea rând, nu trece mai mult de o săptămână, eu vă spun pe studii clinice, până nu-și imaginează ce a văzut în contextul părinților lui. Prima oară când a văzut o astfel de imagine, într-o săptămână își imaginează că părinții lui desfășoară ce a văzut el. Și atunci îi se schimbă complet paradigma asupra părinților, asupra relației dintre părinte și copil. Să rețineți că biserica nu greșește când pune primul grad de rudenie între părinte și copil. Este o taină extraordinară, taina maternității și a paternității. Și atunci însă și această taină este handicapată din acel moment. Handicapată cu totul, rețineți. Poate să fie adult. Adultul își reprezintă mai repede de o săptămână lucrurile astea, după ce vede prima oară. Ce se întâmplă sub toate sensurile din momentul în care copilul a căzut prada acestei patimi? Pentru că ele sunt patimi concurente, el cade în ele una după alta. Nu degeaba vi le explic așa, într-o ordine. Și nu există copil pe lumea asta care să aibă patima tehnologiei pe telefon, care să nu pice în plasa pornografiei. În primul rând, va crește disfuncțional din punct de vedere al cuplului, al cununiei. Ce să-i explici tu copilului ăstuia că el trebuie să tragă cu soția sau cu soțul lui de mânecă ulterior să țină drumul mântuirii împreună? Păi cum poți să-i explici așa ceva când pentru el cununia va deveni un mijloc acceptat social în care el să-și împlinească patimile trupești pe care le-a dobândit vizionând astfel de materiale? În al doilea rând, să zicem că un astfel de băiețel va crește mare și își va lua soție prin mila lui Dumnezeu o femeie curată, trupește. Da? Sau nepervertită în sensul ăsta. Vă asigur, în proporție de 110%, că în primele luni de cununie va încerca să reproducă cu ea ceea ce a văzut. Sunt foarte mari probleme. Noi ne confruntăm cu foarte multe cupluri de adulți care după 10-15 ani de cununie, unul dintre ei a văzut pentru prima oară o astfel de imagine, și din acel moment nu mai are liniște și încearcă să forțeze partenerul să satisfacă astfel de nebunii, da? Și bineînțeles că apar probleme extraordinare în cuplu, multe dintre ele ajungând la divorț dacă nu au un duhovnic potrivit care să înțeleagă mecanismul și care să-i scoată din patima respectivă. Ori în momentul în care copilașul are acest telefon în mână, în primele 6 luni să vă asigurați, 100%, de faptul că copilul deja își creează un model de viață în familie total strâmb.
Am întâlnit părinți care mi-au spus, domnule, dar eu am pus un control parental strict. Bun, dar copiii din jurul lui crezi că nu-i arată pe telefon sau cum? Crezi că toată lumea are control parental? Controlul parental e până nu mai e. Da? Dacă cumva e un copil sclipitor la minte, cum am întâlnit câțiva în ultimul an, trec peste controlul parental. Știu să-l înfrângă, să zic așa, în parte informațională. Bun, din acest punct de vedere, copilul deja a primit acest microb, să zicem. Dacă ar rămâne numai aici, ar fi bine. Nu există copil sau adult care să dea de partea de pornografie care să nu treacă în următoarea etapă, adică în cea de onanie. Nu există, pur și simplu. Asta este calea cea mai sigură spre a-ți destrăma cu totul neuroplasticitatea. A deveni extrem de volatil din punct de vedere cognitiv. Ați fi foarte surprinși, poate, sau poate n-ați fi surprins să știți că dintre copiii noștri la momentul actual, și îmi pare rău că aceste studii nu sunt făcute publice, între 12 și 21 de ani, peste 75% din copiii noștri sunt pradă acestei patimi zilnic de cel puțin 3 ori. Vedeți că nu desfășor limbajul până la capăt, dar înțelegeți foarte bine ce vreau să spun, da? Știți ce înseamnă asta? Înseamnă atentat la siguranța națională. Da? Pentru că se întâmplă foarte multe lucruri din momentul respectiv cu copilul, cu mintea lui, cu trupul lui și cu forma în care se va manifesta față de cei din jurul său. Practic, din momentul respectiv, el nu va vedea în posibilii parteneri de viață pe care îi va întâlni decât niște instrumente prin care să-și satisfacă propriile plăceri de acest fel. Toate sunt dobândite în urma interacției cu internetul pe telefon. Să nu-i dați telefon, îi dați laptop, același lucru se va întâmpla. Nu are laptop, intră pe internet, pe nu știu ce telefon, pe televizor smart, același lucru se va întâmpla. Știți de ce sunt smart ele? Să nu credeți că sunt inteligente. Nu există inteligență peste inteligența omului pentru că tehnologia nu are spirit de jertfă. Omul e om numai atunci când are posibilitatea să jertfească pentru altul. Până atunci devine un animal ușor inteligent, dar nu e înțelept. Ele nu sunt smart pentru că au inteligență încorporată cumva. Ele sunt smart pentru că reușesc să-l facă pe om prizonierul lor. Și să vă închipuiți că din momentul respectiv copilașul nostru pe care noi îl iubim nespus de mult și pentru care ne-am dat viața, noi ne asigurăm că el seamănă cu un porc, mă iertați, cu un belciug în nas, pe care telefonul poartă de lanț unde vrea el. Faceți experimentul și luați copilul dumneavoastră telefonul și spuneți așa, chiar dacă nu credeți ce vă spun eu acum, de azi înainte nu mai pui mâna pe telefonul ăsta și veți vedea reacție. Prima reacție prin care se vede primele două reacții prin care se vede faptul că există o patimă, este furia și plânsul. Sau și, da? Furia e reacția cea mai obișnuită. Dacă ați cunoaște din punct de vedere tehnic al profilării, indicatorii, rata lor, incidența lor, frecvența lor, intensitatea lor, fiecare emoție are o anatomie, să zicem așa, da? Non-verbal, adică chipul. Și vi s-ar arăta studii și vi s-ar face studii comparative, veți observa faptul că mânia ca indicator, ca frecvență, intensitate manifestată la un copil care e despărțit de tehnologie, este mai mare decât la un adult care află că e înșelat în relație. Lucrurile astea se văd atât extern, cât și intern pe encefalograme și tot ce ține de ritmul cardiac și așa mai departe. Instant, pulsul trece de 90. Instant. În momentul în care afli că ești înșelat de partener, pulsul trece de 90, într-adevăr, dar trece treptat. La copil trece instant dacă e la telefon. Când a trecut pulsul de 90, să știți că apare stare de anxietate. Stare de anxietate poate să însemne orice. Poate să însemne faptul că mă ridică la tablă și eu nu mi-am învățat lecția, poate să însemne că îmi cere caietul și eu nu mi-am făcut tema, poate să însemne că mă întreabă mama dacă am fost la școală și eu știu că am lipsit, poate să însemne orice starea de anxietate. Dar în starea de anxietate se intră progresiv. Copilul intră brusc și direct în starea de anxietate fiziologică când îi se oprește accesul la tehnologie. Asta arată o incidență și o intensitate a patimii nebănuită din punct de vedere medical, fiziologic.
Dacă n-ar fi de ajuns numai faptul că devine practic handicapat social, că devine dependent de pornografie, de masturbare și de alte lucruri asemenea, el devine mânios. Pentru că omul are ca dat ființial al lui două forțe sufletești care sunt care trebuie să fie folosite în formă firească, anume pofta și mânia. Traducerile din limbile străine, din greacă și din ebraică, nu sunt tocmai fericite, dar noi nici nu avem deocamdată adâncimea unora dintre ele ca limbă, deși avem o limbă extrem de adâncă ca sensuri, dar ele oricum sunt limbi mult mai vechi și au acumulat mult mai multe înțelesuri. De fapt, traducerea corectă este pofta după Dumnezeu și mânia tot ce stă între mine și Dumnezeu. Este o explicație, dacă vezi, polisemantică a cuvântului în sine. Ori acestea sunt puterile noastre sufletești firești. Bineînțeles că asta nu mă împiedică să mă bucur de un prieten la masă sau de o friptură când nu e post sau să merg la un film bun sau să ascult o muzică bună. Nu. Dar pofta mea tot timpul trebuie să fie după Dumnezeu. Și toate celelalte să se decanteze în asta. Mânia trebuie să fie împotriva a tot ce mă desparte de Dumnezeu. Când pofta a picat prima din firesc și apare poftă de ceva care mă desparte de Dumnezeu, anume dacă mi-a apărut o patimă, patima respectivă stă între mine și Dumnezeu. Da? Pentru că eu nu mai pot să le gândesc pe toate cu inima la Dumnezeu, ci prin patima mea. Eu degeaba stau cu dumneavoastră de vorbă. Dacă eu, spre exemplu, am patima beției, eu stau aici cu dumneavoastră, poate beau un pic de apă, încerc să vă explic ceva, dar gândul meu stă că de-abia aștept să plec de aici să mă îmbăt. Mare atenție. Asta e patima. Asta înseamnă patima. De-aia patima mă duce de lanț unde vrea ea. Oricând pofta după Dumnezeu a căzut din firesc și mânia cade din firesc. Și atunci mânia ce devine? Mânie împotriva orice și oricine care mă desparte de patimă. Și faceți încercarea să luați telefoanele copiilor dumneavoastră de tot. Și o să vedeți ce apare. Și de acolo să știți că e patimă. Copilul dumneavoastră este pătimaș. Toate acestea nu sunt irreversibile. Sunt reversibile. Absolut toate. Acum, ca să continui și mă apropii ușor, ușor de final, ca să continui, trebuie să înțelegeți ceva. Majoritatea părinților se plâng de patima aceasta a copiilor și o văd ca pe o cauză a comportamentului lor. Mare atenție! Această patimă este o consecință, nu este o cauză. Copilul, noi toți suntem ca un pahar. Un pahar de genul acesta, un pahar mai mare, un pahar mai mic, nu contează. Fericit ești când paharul e plin, ras. Cu ce să fie plin? Cu iubire, bineînțeles, nu cu altceva. Iubire frumoasă, nepătimașă. Iubirea spre părinte, spre copil în primă fază, cât timp îl ai în casă până la o anumită vârstă. Dacă puțin uitați paharul ăsta, dacă pentru mine e atât de plin, deci lipsește iubirea atât de mare, am discernământul, sunt cob la minte, am experiență de viață, să zic slavă ție, Doamne, pentru că e atât de plin. Trăiesc și cu el gol atât. Copilul nu poate să facă asta. Copilul nici nu înțelege ce vorbim noi acum, în termeni raționali. Copilul nu vede care paharul gol, o treime. Copilul resimte o durere sufletească pe care trebuie să o amorțească. Și o amorțește oricum. Oricum îi stă la îndemână. Dacă cumva îi stă la îndemână vreun gadget de genul ăsta, fie. Dacă îi stă la îndemână un anturaj fără astfel de device-uri, fie și asta. Pe el nu-l interesează. El imediat se aruncă în orice stare Produce plăcere. care îi produce plăcere în așa fel încât să scape de durere. Da? Ce vreau să vă spun? În majoritatea, nu majoritatea, în toate cazurile, accesul copiilor noștri la tehnologie are o singură cauză. Faptul că noi nu vrem să jertfim timp să-l petrecem cu ei. Și ne este ușor ca ei să aibă altă treabă. Pentru că dacă el nu stă pe telefon, el vrea să mă joc puzzle, vrea să merg în parc, vrea să mă joc cu mașinuțele și eu nu am chef, pentru că eu sunt obosit, pentru că eu sunt un om important, pentru că eu lucrez pentru el, pentru că, pentru că, pentru că, pentru că. După care vin alte explicații. Stai, domnule, că au toți copii. Păi atunci la fel de bine haide să-l lăsăm să fie hoț, pentru că sunt foarte mulți oameni care sunt hoți în viață. Sau haide să-l lăsăm să devină violator. Sau haide să-l lăsăm să se drogheze, pentru că nu știu dacă cunoașteți acest lucru. Peste 75% din adolescenții noștri și peste 40% din adulți
se droghează în momentul de fapt. Hai să lăsăm și copilul să drogheze. De ce nu-l lăsăm? Judecăm cu dublă măsură. Și atunci să știți, copilul stă pe telefon din cauza noastră. Din cauza că noi nu rupem din noi înșine pentru el. Nici ăsta nu e un reproș. E o stare de fapt. Dacă o veți înțelege ca reproș, vă privește. Pe mine nu mă deranjează până la urmă. Dar dacă nu o veți înțelege ca reproș, o veți înțelege pur și simplu ca un desen clinic, ca să înțelegeți ce este de făcut, atunci cu atât mai bine. Deci nu considerați, nu atacați numai consecința, numai efectul. Adică de astăzi îți iau telefonul, gata, te-am pedepsit, dacă te mai prind cu te... Bun, și? Ce se întâmplă? Că paharul lui devine și mai gol în momentul respectiv. Adică, cu alte cuvinte, ce vreau să vă atrag atenție este faptul că, și trec deja la rezolvare, dacă vreți, pe de-o parte. Ca să rezolv această adicție, această patimă a copilului, care este prezentă în ziua de astăzi la toți copiii noștri. Sunt puțini care au scăpat de acest lucru. Ca să rezolv această patimă, pe de-o parte trebuie să scad părtășia cu tehnologia. Bineînțeles, cât, spre exemplu, clar, cât stă copilul meu pe telefon? 6 ore pe zi. Bine. Dar astăzi, tăticule, nu mai stai 6 ore pe zi. De astăzi stai 5 ore pe zi. Sau 4 ore jumate. Sau X, cum vreți noastră. Mare atenție. Dacă timpul respectiv pe care eu îl tai lui din părtășie cu acea consecință a lipsei mele din viața lui, dacă acel timp eu nu-l umplu cu taina persoanei mele, adică cu comuniunea mea cu copilul meu, cu statul împreună cu el, cu făcut timp pentru el, cu făcut lucruri împreună, atunci nu voi face decât voi agrava lucrurile. Pentru că, nu știu acum câți dintre dumneavoastră ați avut adicții sau aveți sau ați avut cunoscuți. Omul când e tăiat de sursa adicției lui, intră în sevraj. Adică, cu alte cuvinte, pe românește, îl apucă toți dracii. Dracii ăia specializați care vin și spun stai pe tehnologie, du-te la jocuri de noroc, apucă-te de băut. Sunt draci specializați. Și atunci eu las la îndemâna lor. Bineînțeles că eu trebuie să umplu timpul copilului meu cu dragostea mea. Dragostea mea trebuie să fie manifestată. Și aici să înțelegeți o chestiune. Cunosc un caz în care mama a vrut să... A înțeles lucrurile astea, a înțeles că a greșit niște chestiuni și a zis, bun, vreau să încep cu copilul meu să fac ceva. Ce sfat îmi dai? Zic, uite, du-te și tu o dată pe săptămână cu el la un restaurant și permiteau și începe să petreceți timp de calitate. Luați-o așa, ușurel, ușurel, de unde se află copilul. Pe mine nu m-a dus capul să explic mai mult. Aici a fost greșeala mea. Și ce credeți că s-a întâmplat? S-au certat din a doua săptămână pentru că copilul vrea să meargă la KFC. Și mama vrea să-l ducă, bineînțeles, la un restaurant bun, unde să-i dea o friptură bună și zic, păi greșit, copilul tău e la nivelul ăla. Deci tu trebuie, pe tine te interesează ce mâncați, pe tine te interesează să mănânci cu el, că tu până acum nu te întâlneai cu el la masă. Adică ia copilașul de unde e, du-te și mănâncă KFC, păi KFC-ul face rău. Nu are nimic. Du-te și mănâncă KFC, că există proces de digestie și excreție. Adică oricum o să scap de tot ce ai mâncat la KFC în 24-48 de ore. Te duci frumos și stai cu copilașul la KFC, mâncați și ușor, 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 ușor îți cunoști copilul și ușor, ușor copilul începe să aibă încredere în tine, să simtă iubirea și la un moment dat o să-i spui iubitul mamei, nu vrei tu să mergem să mâncăm și altceva? Și copilul o să zică da. Și de acolo începe o paletă largă în care tu poți să-ți înveți copilul să și mănânce frumos. Dar nu ăsta este, nu ăsta este scopul în primă fază. Scopul în primă fază este pur și simplu să te reacomodezi cu copilul tău și el cu tine. Știți, umbla o glumă în timpul pandemiei, spunea, am aflat după 6 luni că femeia care stă cu mine în casă e nevastă mea. Dar să știți că nu prea era glumă. Pentru unii oameni a fost senzațională pandemia din punctul ăsta de vedere. Și în același timp, pandemia a dus la o incidență ridicată a numărului de divorțuri. Nu știu dacă știți lucrul ăsta. Da? Pentru că deodată oamenii ce au făcut sărăcuții? S-au întâlnit în aceeași casă mai multe ore și și-au dat seama că sunt altfel decât se cunoșteau ei o oră, 50 de minute pe zi, când veneau săraci de la muncă, frânți de oboseală. E, ori același lucru trebuie să-l reîncepeți cu copiii, trebuie să-l reîncepem cu copiii noștri. În acest sens, fără această experiență personală, fără această jertfă personală, dintr-o dată, adică eu trebuie să mă schimb pe mine ca să pot să dau acest timp copilului meu, fără acest lucru, nimic nu se face. Dacă se apelează la procese psihanalitice de tratare a adicțiilor sau fie psihiatrice în anumite cazuri. Poate că e cazul de adjuvante și din punctul ăsta de vedere.
Dar dacă se apelează la aceste lucruri în funcție de gravitatea cazului respectiv, pentru că adicțiile au aceeași mamă, același medicament, să știți. Dacă se apelează la astfel de lucruri și nu se dă din experiența personală, din timpul personal, din ceea ce ești tu, din cine ești tu, nu te dai copilului tău, se pot înregistra poate niște efecte, așa zis, pozitive pe termen extrem de scurt, nici măcar mediu. Și după aceea căderea de pe urmă va fi mai mare ca cea din tâi. Pentru că copilul, de fapt, așteaptă să-i se umple paharul. El nu așteaptă, pe el nu-l interesează la adânc dacă îl tai de la tehnologie. El vrea iubire, de fapt. Și el acolo se anestezează ca să nu mai simtă că nu are parte de iubire câtă trebuie. Aici, bineînțeles, părinții de obicei se supără și se vede și pe fețele unor dintre dumneavoastră că nu vă convine ce spun. Și încep să spună, da, domnule, dar eu iubesc copilul, dar eu nu tăgăduiesc lucrul ăsta, eu sunt convins că toți ne iubim copiii. Numai că una e modul în care ne iubim noi copiii și alta este modul în care ei au nevoie să simtă că iubim. Sunt diferențe enorme, să știți. Am întrebat părinții, spre exemplu, care au probleme cu copiii, cu diverse adicții și chiar cu asta. Îi spui și tu copilului tău că îl iubești? Păi e mare. Pe câți ani are? 17. Serios? Ia copilul în brațe, iubește, spune iubitul meu, frumoasa lui tati, frumosul lui tati, vino să te iubesc, mi-a fost dor de tine. Strânge-l în brațe, ține-l 10 secunde în brațe, nu-l lua așa în brațe și-l împingi după aia, că ți-e rușine, stai îmbrățișat cu el, mângâie-l, pupă-l, iubește-l. Copilul asta vrea, să fie clar. Care dintre noi n-am vrea să ne ia mama sau tata în brațe dacă îi mai avem în viață acum, la vârstele astea? Cine spune că nu vrea, minte sau deja e handicapat din punct de vedere sufletesc. Să știți. E normal, este o relație normală, firească și o mare taină de iubire între copil și părinți. Ori copilul asta vrea, să știți, copilul nu vrea altceva. El nu știe că se duce în patima aceasta a tehnologiei. Lui pur și simplu îi lipsește ceva. E, aici mai intervine un aspect, anume cum influențează patimile noastre ca copiii noștri să se lupte cu aceeași patimă. Nu s-o dobândească neapărat, că peste toate e Dumnezeu. Uitați cum influențează. Dacă eu, spre exemplu, concep un copil, el este în burta soției mele și așteaptă să se nască. Și eu mă lupt cu o patimă, cu patima tehnologiei, să zicem. Stau pe telefon, o luăm pe asta, că despre asta discutăm. Și până copilul meu nu se naște și nu ajunge la o vârstă a discernământului, adică 7-8 ani, să înceapă el să urle, să dea din picioare și din mâini că vrea telefon, dacă eu nu mi-am înfrânt patima, dacă n-am închis-o complet, dacă n-am închis lupta cu ea, copilul meu va fi predispus către aceeași patimă. Nu înseamnă că va și cădea în ea. Dar asta înseamnă, dacă vreți așa cu alte cuvinte, că dracii respectiv specializați cu această patimă vor avea mână liberă către el, mai mare decât ar avea în mod normal. Și atunci, într-un anumit plan, eu îi îngreunez viața. Știți? Pe de-o parte muncim de dimineață până seara, încercăm să copiii noștri să nu ducă lipsă de lucrurile de care poate că am dus noi lipsă, să-i îmbrăcăm cât mai bine, să-i învățăm cât mai bine. Dar la patim nu ne gândim. Adică ne gândim în sens lumesc să le fie mai bine, dar să lupt cu patimile mele ca să nu lupte și el cu ele mai târziu, nu mă gândesc. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă sub raport clinic, dacă vezi, din punctul ăsta de vedere. Eu am un copil, eu am 80 de ani, copilul meu are 50. Eu la 80 de ani pic în patima băuturii sau a telefonului. Imediat dracii respectivi au mână liberă și la el dacă el n-a dobândit patima respectivă. De-aia v-am spus, părintele și copilul nu sunt calități care se dobândesc printr-un certificat de naștere. E o taină mult mai mare. Asta e în plan social, așa. Ne eliberează statul cu o hârtie să nu uităm că e copilul nostru. Dar nu asta consfințește relația. Sub nicio formă. Și atunci modul în care eu privesc viața și aceste adicții, dacă vreți, influențează și adicțiile copilului meu. Ori dacă ne uităm la bani mărunți, așa, la fiecare dintre noi, vom vedea că și noi, în mare măsură, avem această adicție a telefonului. Vorbim despre acest subiect acum, da? Cu toate patimile încorporate, concurente, da? Marea majoritate. Și atunci e foarte complicat să iei copilul, să-l pui la zid, să tragi de el, să iei telefonul, atâta timp cât el, săracul, nici măcar nu înțelege ce se petrece cu el. Dar aminte să mai și înțeleagă procesul de tratament. Știți, de multe ori sunt bolnavi săraci de boli cronice, în stare aproape terminală și se duc și le spun, domne, te fac bine, dar trebuie să te chinui vreo lună de zile, să te doară. Și nu, mai bine mor. Zice adultul. Păi copilașul ce să zică săracul? Ne putem supăra pe ei? Nu ne putem supăra pe ei. Și atunci vedeți,
toată această nenorocire care e telefonul pentru copii, din perspectiva mea, pe care am încercat așa foarte, foarte rapid s-o înfățișez, este un fenomen care viciază copilul pe foarte multe fronturi și foarte multe dimensiuni. Și beneficiarii acestui handicap pe care îl imprimăm copilul nostru suntem și noi. Pentru că iubirea între noi și copilul nostru nu va mai putea curge liber. De ce? Pentru că el dobândește o patimă, o adicție și tot ce trăiește el, trăiește subordonat acelei patimi. Adică inclusiv iubirea cu noi, să știți. Eu am văzut niște manifestări între copii și părinți atunci când părintele îi spune, neînțelegând tot ce am spus eu mai devreme, dar săracul părinte își dă el seama că ceva nu e în regulă și spune, gata tăticule, de astăzi îți iau telefonul sau de mâine. Am văzut niște manifestări care n-au nicio legătură cu iubirea, să știți. Nu mai au legătură cu iubirea. Nu poți să iubești și să îți înjuri părintele sau să bați cu piciorul în podea sau să urli, să țipi, să spargi ceva prin casă. Nu mai merge. În momentul respectiv, eu accept că după ce strec nervii, te întorci în relația de iubire. Dar atunci, în momentul respectiv, nu. Și cumva, noi suntem beneficiarii acestor efecte cât copilașul e mic. Numai că să nu greșim să credem că copilul este sub această patimă din cauza lui. Nu, e din cauza noastră. Și vina ne aparține în totalitate, dar, iar spun, nu este ireversibilă, este reversibilă, dar trebuie un efort susținut mai ales din partea noastră. Și trebuie să dăm dovadă de foarte multă iubire, de foarte multă răbdare. În primul rând, un om, un adult, când intră într-un proces de luptă cu adicția lui, cu patima lui, va avea suișuri și coborâșuri. Astăzi se urcă până aici și mâine cade mai jos decât era. Și tot așa, trebuie să înțelegem că procesul acesta începe din momentul în care noi înțelegem lucruri și vrem să le punem în practică și că trebuie să-l iubim cu atât mai mult pentru că copilul este victima comportamentului irresponsabil al nostru până la urmă, nu al cuiva. Că până la urmă Dumnezeu mie mi-a dat pe copiii mei, nu-s copiii noastre și cresc eu. Da? Nu mai vorbesc de un astfel de caz. Dacă se întâmplă ca copilul să fie înfiat, fiți atenți că e dublă responsabilitate. E cu atât mai mare responsabilitatea. Nu mai vorbesc de faptul că Sfinții Părinți dau mărturie că văd cum se fac legături în duh în momentul în care spui ăsta e copilul meu, chiar dacă nu e al tău după trup. Da? Dar este dublă responsabilitate în momentul respectiv. Și atunci, cred că ar trebui să ne dea un pic de gândit, pentru că implicațiile sunt colosale. Practic, creștem un adult disfuncțional. Dacă vreți, eu merg mai departe și vă spun un lucru. Dacă cumva mai avem și coordonata fie ca gând, așa, din când în când, care se ne bântuie, a conștiinței de neam, gândiți-vă că noi, în loc să creștem un copil sfânt, cu vocația nemuririi, care să ridice neamul ăsta la un moment dat din noroiul în care am fost împinși de generații de trădători, noi creăm un copil care va deveni trădător de neam. Știți de ce? Pentru că orice om cu patimă, dacă va rândui Dumnezeu să ajungă într-o funcție care să îi dea voie să schimbe niște lucruri, va fi rob patimii lui. Și există oameni ca mine care știu să profileze foarte bine și care îl vor profila și îl vor șantaja. Îl vor momi mai întâi în patima lui și după aia îl vor șantaja. După care copilul respectiv, în loc să fie scară de urcare a neamului românesc către Hristos, va fi piatră balast, știți? Trage neamul în jos. Credeți că sunt cuvinte mici? Credeți că sunt eu visător și romantic? Se poate. Însă se dă dovadă că în spatele nostru avem oameni și generații întregi care au trăit ca sfinții. Și ea tot copii de oameni normali au fost. N-au fost extraterestri luați de pe Marte și crescuți în România. Ceea ce înseamnă că noi cumva pierdem din vedere acest lucru și nu se poate să realizăm în primul rând, și cu asta voi încerca să închei, nu se poate să realizăm de fapt problema în care cade copilul nostru când îi punem un telefon în mână, fără să avem o perspectivă extrem de complexă și de adâncă asupra propriilor noastre vieți. Ori ca să-ți desenezi o perspectivă cât mai complexă, trebuie să răspunzi la trei întrebări. Absolut, dacă nu răspunzi la întrebările astea, trăiești ca frunza în vânt toamna. Anume, cine sunt eu, de unde vin și încotro mă duc? În sens ființial, ontologic, în raport cu Dumnezeu.
Dacă nu răspunzi la aceste trei întrebări, nu o să-ți spună nimeni și nu o să afli niciodată că tu de fapt ești nemuritor și că tu ai copii ca să-i crezi sfinți și să te sfințești cu ei. Să-i crezi sfinți în modul cel mai, cum să spun eu, ad literam. Da? Dacă vă duceți, spre exemplu, la Psalmul 81, la versetul 1, veți vedea, Dumnezeu a stat în dumnezeiasca adunare și a făcut judecată. Dumnezeu a șezut între Dumnezeu și a făcut dumnezeiască judecată. Pe Dumnezeu ea sunt oamenii care s-au sfințit, dar copilul meu de ce să nu fie unul dintre ei? De ce să nu ajungă sfânt să mă tragă și pe mine în sus? De ce să nu ajungă sfânt să tragă neamul românesc în sus? Să știți cât de simplu e? La un moment dat o să aflăm adevărul și unul dintre motive o să fie așa. Pentru că tu, Mihai, i-ai pus în mână un telefon la vârsta de 6 ani. El ar fi putut să fie sfântul de care vrei și pe care ți l-ai fi dorit, dar i-ai pus în mână un telefon. Și joacă-o pe asta, când nu mai e nimic de făcut. Bineînțeles, asta e pentru cine crede. Dacă credeți că e metaforă ce am spus eu acum, rămâne o metaforă frumoasă și eu un visător. Dar să știți că lucrurile nu stau chiar așa. Noi avem o datorie sfântă pentru copiii noștri. Și în încheiere vreau să spun un singur lucru. Nimic din ce am enumerat eu nu aș vrea să vă... Dacă vă găsiți într-o astfel de situație și e clar că unii dintre dumneavoastră se găsesc, nu aș vrea să vă descurajeze. Nu aș vrea să vă producă deznădejde. Nu aș vrea să vă producă tristețe. Nu. Eu am luat invitația de astăzi a domnului Marcel în alt sens. Încerc pe cât pot și pe cât îmi permite Dumnezeu și îmi dă cuvânt măicuța Domnului să ofer o claritate din puțina claritate pe care o am eu. Și atunci cea mai mare claritate o am asupra unui singur lucru. Odată ce vrei să te schimbi, Dumnezeu te ajută. Odată ce vrei să schimbi ceva ce ai greșit în educația copilului tău, Dumnezeu și Maica Domnului te vor ajuta. Deci nu e nimica deznădăjduitor, nu e nimica extrem de tragic. E o situație. Dar primul pas pentru a rezolva orice fel de problemă în lumea asta este să înțelegem problema, să avem claritatea asupra ei. Noi avem o problemă în viață, nouă ni se întâmplă ceva și noi ne facem o poveste în cap despre ceea ce ni se întâmplă. De ce? Ca să nu ieșim din zona de confort. Și dau vina pe toată lumea. Pe televizor, pe profesori, pe ceilalți copii de pe lângă copilul meu, pe marțieni, pe toată lumea. Dar eu nu-s de vină niciodată. Asta e povestea din capul meu. Dacă ies din poveste și văd clar realitatea, atunci ies din zona de confort și spun așa. Bun, am înțeles. Și acum eu ce fac? Păi sunt lucruri de făcut. Și le-am enumerat mai devreme. Și atunci, în prima fază, voi crește un copil funcțional. Voi crește un copil de a cărui iubire mă voi bucura. Un copil care se va hrăni din iubirea mea, că ăsta e scopul nostru, nu? Toți declarăm că ne iubim copiii. Un copil care va crește un tânăr frumos și un vector de opinie în jurul tinerilor din jurul lui, va crește un adolescent, un adolescent, un tânăr foarte frumos, va intra într-o cununie frumoasă, va crește copii frumoși și va fi și sprijin extraordinar bătrâneților noastre și neamului românesc. Să nu uitați perspectiva asta. De la fiecare dintre noi să cere să creștem sfinți. Că altfel nu ne nășteam. Nu, nu s-au dat copii așa ca să ne tăvălim un pic prin noroi cu ei să-i stricăm. Ni s-au dat copii ca să-i creștem sfinți. Bun, greșim o perioadă, 1, 2, 3, nu contează, ne dăm seama. Hai să-i creștem de acum. Dacă pierdem această perspectivă, vom trăi după ea și o să ni se ceară răspuns. Ce se va hotărâ, nu știu eu. Mie mi-e frică de răspunsul pe care îl voi da eu. Ce răspuns veți da dumneavoastră, nu știu. Să dea Dumnezeu să fie primite toate răspunsurile noastre, dar nu prea cred, să știți. Adică cumva cred că trebuie să ne responsabilizăm foarte tare, mai cu seamă că acești copilași sunt suflete cu totul și cu totul neprihănite și dacă v-ați uita cu ochii cu care vă spun eu că putem să ne uităm la ei, ați vedea atâta durere în ei și atâta lipsă de iubire, de nu vă puteți închipui. De nu vă puteți închipui. Și atunci ei săraci aleargă să-și umple paharul. Și când ți-e sete, vă spun eu, bei și ulei de mașină. Da? Ei asta fac sărăcuții. Ei beau apă murdară pentru că ei vor să umple paharul. Ei n-au discernământ, nu înțeleg. Și după aia când încep să aibă discernământ, e prea târziu. Am întâlnit un domn de 80 și ceva de ani
care a reușit cu mila lui Dumnezeu să-și înfrângă patima, a mai trăit 2 ani, care lupta cu patima aceasta a onaniei de peste 70 de ani. Nu vă puteți imagina ce iad trăia omul ăsta. Ce iad trăia omul ăsta. Păi să ne fie clar, când punem telefonul în mâna copilașului nostru, îi deschidem această perspectivă de iad. Iadul știți care e cel mai mare? Nu să faci anumite prostii, ci să nu mai poți să le faci dacă gândul să nu te părăsească. Ăla e iadul cel mai mare. Aici, în trupul nostru, da? Bun, deci cu nădejdea că nu v-am întristat, pentru că nu ăsta a fost scopul meu. Din păcate, asta fac eu, încerc să mă uit clar la niște lucruri. Și, de fapt, nu din păcate, că pe mine mă ajută lucrul ăsta, mai ales în raport cu copilașii mei. Am dorit să împărtășesc acest lucru cu dumneavoastră, dar, repet, în sensul de nădejde absolută, că eu știu că Dumnezeu ne poate ajuta să reparăm orice. Omenește, lucrurile nu mai pot fi reparate. Fiți foarte atenți. Dar dumnezeiește pot fi reparate. Da? Asta înseamnă că, în primul rând, să ne dorim să le reparăm și după aia să alergăm la Dumnezeu și la Măicuța Domnului și reușim. Nu se poate. Reușim. Dar, omenește, i-am stricat când le-am pus telefonul. Dumnezeiește, îi reparăm. Dar trebuie să ne dorim lucrul ăsta, trebuie să vrem lucrul ăsta, să-l înțelegem și după aia, bineînțeles că e o luptă pe viață și pe moarte cumva, da? De ce? Pentru că noi alegem, vedeți, acum, fără să-mi dau seama, am ajuns la titlul, la final și cu asta chiar am să încerc să închei. Noi ne dorim copiii noștri să fie vii, fericiți, bucuroși. Dacă întreb pe oricine și pe oamenii care nu înțeleg ce e sfânt, ai vrea copilul tău să fie sfânt și o să te întrebe, ce e asta sfânt? E ceva tare? E bun, nu? E cel mai bun. Da, vreau să fie sfânt. Eu am făcut astfel de experimente cu oameni care nu știu ce sunt sfinții. Mă întrebau așa, ce e ăsta sfânt? E vreun șmecher? E cel mai șmecher. Sfânt vreau să fie. Da? Și noi, de fapt, ce vrem? Copiii noștri să trăiască vii. Să fie viu sufletul lor, să fie în comuniune cu Hristos. Și, de fapt, noi îi creștem morți. Morți vii. Punându-le în mână acest lucru de la o vârstă fragedă. Bineînțeles că mai încolo viața, din păcate, nu toate formele de a viețui, dar marea majoritate asta avem nevoie de aceste telefoane, dar poți să-l pui în mână când el înțelege niște lucruri, când înțelege cum să-l folosească și când deja e educat discernământul în anumite zone. E păstrat o curăție, o curăție trupească, o curăție a inimii, e păstrat-o, da? Și atunci ajută mult mai mult, pentru că după aia va da și el luptele astea în viața lui, cum le-am dat și noi. Eu am văzut telefon prima oară la vârsta de 18 ani și arăta atât cât vă arăt eu. Era Siemens, nu mai știu cât era. Atât era telefonul și atât era antena. Dacă nu-l deschideai, dacă nu deschide... și oricum nu aveai semnal peste tot, era o poveste, de-aia a apărut Conexul. Da? Eram în clasa 12-a de liceu și nu erau, nu prea înțelegeam ce erau, știți? Era un duh nou, era un drac nou care își făcea apariția. Nu înțelegeam ce sunt alea. Nici pe departe nu suntem nu eram atât de prinși cât suntem azi. Chiar unii dintre noi adulți suntem prinși de ele. Ori copilașul sărac cu ce șanse să aibă când el deja ia nu știu câta generație care se trezește cu ele și care dă cu ochii de... mulți au imaginea tatălui sau a mamei cum mama care îl ține la sân și îl alăptează și cu o mână scrie pe telefon. Înțelegeți? Deci copilul asta vede. Copilul asta văzând, asta va face. Dar noi putem să schimbăm. Dar nu putem să schimbăm decât dacă noi înțelegem și noi intrăm într-un proces autentic de despătimire. Dacă nu facem asta, degeaba schimbăm, că mari efecte nu vor fi. Bun, eu am închis și dacă aveți întrebări, vă rog, vă stau la dispoziție. M-aș bucura să aveți întrebări. Ați fugit, părinte? Vă rog, aveți vreo întrebare? Dacă de-a lungul vieții, Da. unul din cei doi, fie copilul, fie părintele, chiruie patima, patima comună, cum se desprinde asta spre celuilalt? Nu am înțeles întrebarea. Să spunem o patimă comună, care o are de la părinte și copilul. Mă rog, nu are, nu e patimă comună în sensul că se transmite de la unul la altul. Am înțeles Așa. ideea. Copilul biruie.
Da. Spune asta ca părintele, părintele are și el ceva de o răspângere a grijei patimii? Sau invers? Nu. Nu, asta știi cum ar fi ca în catolicism, când zice de darurile, prea plinul darurilor care se revarsă asupra celorlalți, adică te mântuiești tu și ție îți trebuie, știi dogma catolică, nebunia? Știi despre ceva. Deci același lucru ar fi. Nu, judecata e personală. Răspunderea e personală. Mai ales în cazul copilului, în cazul părintelui, ești judecat și pentru ce ai făcut cu sufletul copilului tău. Copilul nu are responsabilitate față de tine ca tată. Tu ai responsabilitate față de el ca adult. Adică, cu alte cuvinte, dacă, spre exemplu, copilul, să zicem, copilul pică în patima telefonului. Tatăl pică și el în patima telefonului. După copil. Dacă copilul iese din asta, nu are nicio legătură cu tatăl. Tatăl are libertatea lui. Dacă e invers și tatăl îl influențează pe copil în această patimă, tatăl are de dat două răspunsuri. În primul rând, ce ai făcut tu cu timpul tău? Că timpul ăla, când să te iei pe telefon, trebuie să te gândești la mine, o să spună Dumnezeu. Și după aia, ce ai făcut cu timpul tău, de l-ai stricat și pe copilul tău. Înțelegi? Deci nu, nu se răsfrânge. Fiecare trebuie să lupte. Da. Ar putea să fie și o variantă pozitivă în această ecuație. Tatăl, încurajat sau rușinat de faptul că fiul a diurit această patimă, ar putea să încerce și el. Bineînțeles, în sensul de exemplu, da. Dar Răzvan întreba ca mecanică, nu? Ca exemplu, sigur că da. Întotdeauna ne ajută să avem un exemplu lângă noi, mai ales o persoană pe care o iubim. El s-a gândit, mă gândesc, s-a gândit din cauza că, dacă ai zis tu mai devreme, dacă părintele are o patimă, e foarte predispus și copilul să fie atacat de acei... Nu e foarte predispus, cu siguranță așa, e predispus. Dar invers, dacă unul reușește să fie de ce nu merge și în sens pozitiv? Pentru că copilul nu are responsabilitatea asupra părintelui. Copilul nu ți... Deci nu părintele să naște copilului. Apoi este mai ușor copilului? Bineînțeles. Da. Bineînțeles. Dar nu părintele să naște copilul. Adică copilul nu trebuie să aibă grijă de părinte când copilul e mic. Ci invers. Da, în sensul ăsta, da. Ce-am pierdut? Vă rog, dacă mai aveți vreo întrebare. Înțeleg, Mihai, că noi adulți ar trebui să muncim ceva mai puțin, având în vedere că un program unui adult care muncește este de minim 8 ore, plus orele de deplasare. Nu te vină de la serviciu, ori școala copilului nu durează atât. Da, eu întreb. Să muncim mai puțin, să câștigăm mai puțin, să acordăm mai multă atenție timp copilului, de fapt, că altfel cum rezolvăm treaba asta? Că nu prea putem în zilele noastre. Da. Majoritatea oamenilor, asta spun. Cum facem? Da, e o întrebare foarte bună, adică ambele întrebări se completează și sunt foarte bune. În primul rând, haideți să plecăm de la modul ideal în care eu pot să-mi aleg ceea ce lucrez și cum trăiesc. Într-o familie ideală în care există ambii părinți, nu există divorț, sunt împreună, se înțeleg, vorbesc aceeași limbă. În primul rând, în viața omului trebuie să existe o ierarhie a valorilor sau o ierarhie a intereselor. Înainte, pentru că omul era mai puternic, astăzi omul e slab. Noi toți suntem mai slabi astăzi. Vă spun care era ierarhia înainte. Înainte, până spre sfârșitul perioadei comuniste și aveți martori a ceea ce vă spun eu acum, aceste sfinte moaște de aici, din spatele nostru, oamenilor din pușcării. Ierarhia era următoarea. Dumnezeu, țara, neam, familie, copii, serviciu, prieteni, animale de companie. Dacă vreți. Nu, o să vedeți de ce spun de animale de companie. Dar atunci omul avea o vână în el duhovnicească, era încă puternic. Dacă s-ar impune această ierarhie astăzi, eu sunt primul care am ieșit din schemă. Pentru că eu sunt atât de slab încât nu mai pot respecta asta. Și atunci ni se cere măcar atât ierarhia. Dumnezeu, familie, da? Copii. Nu știu dacă ați observat, am zis familie, copii. Eu n-am greșit când am zis asta. Familie, copii, muncă și restul. Bineînțeles că trebuie să muncesc ca să am bani. Și atunci ce înseamnă asta? De ce am zis familie, copii?
Uitați care e problema. Vedeți, în primul rând, ca să avem o perspectivă corectă asupra creșterii copilului, trebuie să avem o perspectivă corectă asupra familiei. Primul grad de rudenie apare între părinți și copil. Familia, în primul și în primul rând, este soțul și soția. În momentul în care eu m-am abătut atenția, adică copilul devine mai important decât nevasta, trăiesc schizofrenic duhovnicește din punctul ăsta de vedere. Sau invers, soțul mai important decât soția, da? În primul și în primul rând să am această ierarhie a valorilor clar. Bineînțeles că îmi iubesc copiii de nu mai pot, dar îmi iubesc nevasta mai mult decât copiii și cu o iubire diferită. Pentru că ea mă completează pe mine. Nu copilul. Copilul o consecință a iubirii noastre. Asta, prin asta să înțelegeți că dacă ar fi să aleg, aș alege nevasta înaintea copilului. Eu nu vorbesc de astfel de lucruri. Vorbesc de o curățenie a ierarhizării valorilor. Bun. După care să zicem că am posibilitatea să-mi aleg ce lucrez. Dacă vreți să fiți într-adevăr fericiți și liniștiți și să aveți grijă de copiii dumneavoastră, faceți așa. Cei care puteți să alegeți, repet. Dom'le, câți bani îmi trebuie mie pe lună? Mare atenție, nu câți vreau. Câți îmi trebuie. Ce înseamnă asta? Păi înseamnă că eu în primul trebuie să mă raportez corect la soție și să pot să am o discuție cu ea pertinentă, reală și despătimită. Adică cu alte cuvinte, bă, nevastă, hai să stăm la masă, să punem pe hârtie. Care sunt cheltuielile noastre lunare neapărate, care ne trebuie să trăim decent? 10 lei, perfect, 10 lei. Și cât mai vrem noi în plus să facem și niște vacanțe odată de dorpan? Păi ne mai trebuie 3 lei, perfect, 13 lei. Mai pun un 10% peste, ca orice buget să știți să faci. După care nu lucrez pentru mai mult de atât. Sub nicio formă. Să lucrez mai mult decât atât înseamnă să plătesc foarte scump, adică cu timp de parte de familie. Dacă am de ales. Și atunci pot să investesc 5 zile, 6 zile, 10 zile pe lună de muncă intensă în acest lucru când celălalt mă suplinește în relația cu copiii, da? Fiind sigur de faptul că eu îl iubesc și lucrez în acest ritm pentru familie. Și după aia să vin acasă să-mi văd de interacția mea cu copiii. Și atenți, acest fapt. Păi am stat cu copilul în casă 4 ore. Păi, dar ce ai făcut 4 ore? Păi eu am avut treabă și el s-a jucat. Aia înseamnă, e mai rău decât dacă nu erai acolo. Știți de ce? Uitați cum gândește copilul până la o anumită vârstă. Tu îi spui așa lui. Copilul te întreabă, tăticule, unde pleci? Plec la Arad. Și când vii, tăticule? Duminică. El resimte o părăsire, el nu înțelege ce e aia duminică până pe la vreo 6-7 ani. Iar copilul trăiește în veșnicie. În momentul în care tu ai ieșit pe ușă, el începe și suferă în veșnicie. Nici nu puteți să vă imaginați. Calculați științific, în momentul în care copilul vine și zice, tăticule, hai să facem un puzzle. Și tu îi zici, lasă-mă 2 minute. El 2 minute resimte ca aproape 4 zile un adult. Fiți atenți, la modul fizic resimte aceste lucruri, această întârziere. Pentru tine 2 minute sunt 2 minute. Nu mai discutăm de faptul că din 2 să fac 9 și 10 și 15. 2 minute, dacă stai, el resimte ca 4 zile. Și atunci, primul lucru este să fii foarte, foarte atent cu aceste lucruri. După care să nu-ți dorești mai mult, să ai tot ce trebuie. Timpul, ca timpul stat împreună cu familia în pace și liniște și iubire, nimic nu-i mai important. Dar nimic pe lumea asta. Absolut nimic. Asta în cazul ideal, când poți să alegi să faci lucrurile astea, da? În cazul neideal, când este, nu știu, familie monoparentală sau săracii oameni lucrează din greu și de-abia să ajung cu banii și așa mai departe, cel mai bine este să creeze, nu știu, una, două, trei familii care să fie în același gând, în același duh, să zicem așa, o școală în care regulile să fie foarte clare, adică cumva să fii sigur că copilul tău petrece timp în locuri controlate în acest sens, și unde să se imprime copiilor aceleași valori în care tu crezi și alții ca tine crezi. Acest lucru se poate face, oricât ar fi de săracă familia respectivă, oricât ar munci din greu familia respectivă. Problema este că noi, de la un moment dat încolo, devenim robii banilor. Noi nu ne mai putem opri la un moment dat. Avem impresia că ne oprim când vrem noi, mai ales când suntem independenți, când avem firmele noastre, când avem afacerile noastre, spunem, eu sunt independent, sunt stăpânul meu, mă opresc când vreau. Păi dacă îi luăm la bani mănunți pe toți cei care au firmele lor, vom vedea că nu este așa, este exact pe dos.
devin robii problemelor, a responsabilităților, a clienților, a cash flow-ului, a profitului, a. Și copilul, deși și familia sunt pe primul loc în inima lor, ca formă de manifestare a iubirii, nu sunt nici măcar pe ultimul. După aia se cade în alt fel de nebunii. Mi-a venit la o tabără o doamnă, 40 ceva de ani, și la un moment dat spune, făceam la Caraiman, la mănăstirea la Caraiman, spune, îmi pare rău, dar eu seara nu pot stau, trebuie să plec, stau la niște kilometri, nu vorbesc mai multe lucruri, ca să nu-și dea seama cineva care ar cunoaște doamnă. Și zic, bine, dar s-a întâmplat ceva, nu e cazarea bună. Ba da, dar nu, eu am ceva acasă și nu pot să lipsez noaptea. Ai părinții bolnavi, ceva? Nu, sunt bine părinții. Dar ce? Am un câine. Perfect. Și care e problema? Că până acum nu înțelegeam. Câinele nu poate să doarmă dacă nu stă acasă. Eu sunt și slobod la gură, adică multe lucruri nu pot să mi le abțin. Atunci am făcut un efort foarte mare și zic, bolnav, are ceva, m-am gândit, zic, păi ce, o fi cusut câinele, a fost, nu, dar mă iubește și el, dacă nu stă acasă, nu are liniște. Iartă-mă, ești nebună. Păi cum adică? Câinele, câine, e animal. Adică se inversează valorile. Știți? Nu e regulă. Ori inversându-se o valoare, se denaturează tot. Gândiți-vă că aveți un butoi cu mierea cea mai curată, cea mai frumoasă, cea mai hrănitoare, cea mai bio, dacă vreți, și amestecați un vârf de linguriță de bălegar în butoiul ăla și faceți așa. Mai mâncați? Unii zic că da. Vă încadrez la altă patologie, dacă... Da? În general, nu mai mănânci. Te deranjează și cromatic situația, dar aminte gustativ, da? Deci, înțelegeți, noi devenim robii propriilor patimi. Trebuie o luptă cu noi să rămânem tot timpul, să am icoana familiei mele în față după icoana lui Hristos și a Măicuței Domnului și să zic așa, Doamne ajută-mă să muncesc, să petrec cât mai mult timp cu ei, mai ales în timpurile astea pe care le traversăm noi, au fost momente delicate de-a lungul timpului de la căderea lui Adam și vor fi până la final. Da? Și acum sunt. Dar ne privesc pe noi, că le traversăm noi. Păi în astfel de timpuri, timpul petrecut cu familiile noastre direct, față către față, iubindu-ne, jucându-ne, îmbrățișându-ne, sărutându-ne și așa, sunt mană cerească. Vreți să vă mai spun ceva? Un astfel de timp petrecut cu ei ne ferește și pe noi dacă de-am prosti. De tot soiul și de tot chipul. Da? Și trebuie iubirea manifestată. Iubirea nu se manifestă decât rupând din tine. Adică îmi vine să fac mai mulți bani și am de la contrapartidă. Să stau să fac mai mulți bani pentru familie sau să câștig câți bani ne trebuie și trăim de cinci, să stau cu familia mai mult. A luat decizia să stau cu familia în primă fază nu e o manifestare a dragostei față de familie, ci este o jertfă personală, a rupe de mine, pentru că a avea chef să fac mai mulți bani înseamnă că eu am o patimă legată de bani. Ori lucrurile, vedeți, intră într-o horă de asta vicioasă, să zic așa, și trebuie o dreaptă măsură în toate. Pentru asta trebuie duhovnic. Să ia ora exactă. Oricât aș fi de deștept, oricât aș fi de înțelept, fără să intru în ascultarea cuiva, am să intru cu oiștea în gard. Mai ales în astfel de chestiuni foarte gingașe, care implică familia, care implică iubirea copiilor, responsabilitatea față de copii, a crește copiii sfinți. Trebuie neapărat un duhovnic care să mă îndrume și eu să fac ascultare. M-a sunat o doamnă odată și spune, știți, aș vrea să vreau și acum asta, da. Vreau să mă despart de soț. Bravo, foarte bine. Păi nu vă interesează de ce? Nu, că nu mă despart eu de el. Și da, haideți totul să vă spun. Bine, haideți, spuneți. Bine, eu am luat așa pentru că am înțeles ce ciudată e. Cum adică, bună ziua, vreau să mă despart de soț. Aiurea. Când nu cunoști pe cineva, da? Și începe și îmi povestește. Și zic, bine, soțul vă înșală? Nu, mă iubește foarte mult. Avem 3 băieți împreună, ne iubește pe toți. Duce bani în altă parte? Nu, muncește dimineața până seara și aduce acasă. Și ce face? Dă vreți să... Nu mă iubește. Dar cum cuantificați? Care e indicatorul de performanță? Păi se scoală dimineața la 5:30, stă cu mine un pic, vorbește cu mine, spune că mă iubește, pleacă. Și după aia se duce la muncă, vine seara la 7-8, frânt. Deci fiți atentă, ia povestea sărăcuța. Și mănâncă, se spală, vorbim și se culcă. A, zic, trebuie să divorțați.
Păi de ce să divorțez? Păi nu vrea să divorțați? Păi da, dar de ce să divorțați? Păi zic, nu vă mai iubește. Credeți? Deci devenise Eugen Ionescu, știți, ați văzut scaunele? Zic, doamnă, aveți o problemă. Bineînțeles că nu trebuie să divorțați omul. Și fiți atentă ce îmi spune. Fiți atent ce îmi spune. Domnule, și ceva, dar și duhovnicul îmi spune același lucru. Trebuie să schimbi și duhovnicul. Gluma, glumă. Dar deja era dracu cât casa. Da? S-a rezolvat problema. Cu mila Maicii Domnului s-a rezolvat. Ce vreau să spun? Trebuie să stăm în ascultare. Astea sunt probleme foarte gingașe. Pe care un duhovnic le înțelege foarte bine. Că înțelege, noi nu dăm, noi știm că există drag, dar nu-i dăm atenție. El știe, încearcă, le știe cum să le armonizeze pentru noi. Dar oricum trebuie ierarhia să rămână clară. Dumnezeu, familie, copii, muncă, dacă vreți și câinele, să fie și ăla, dar mai la final. Bunicii se încadrează în familia lor. Bunicii se încadrează în paralelism. Avem o bunică în sală? Da. Bunicii trebuie iubiți. Bunicii trebuie iubiți, dar trebuie să-și vadă de treburile lor. Da? Eu nu... Am și eu bunici acasă. Adică eu stau cu părinții mei. Părinții mei trebuie să-și vadă de treburile lor pentru că familia mea sunt eu cu nevasta mea. Punct. Chiar dacă vedem lucruri că nu ne plac, că nu suntem în ordine, că nu știu... Stăm liniștiți. Copiii trebuie să-i crească bunicii după cum ordonă copiii lor. Nu să înceapă să aibă păreri. E greu. Știți de ce e greu? Pentru că bunicul, când devine bunic, el atunci trăiește ca un părinte, de fapt. O să vedeți că cumva dragostea lui manifestată e manifestată mai mult decât a noastră. Și asta cumva salvează sufletul copilului la adânc. Dar bunicul trebuie să înțeleagă gradele. Că e o ierarhie. Da, e delicată problema, adică totul trebuie făcut cu iubire, cu menajamente, te înțeles că bunicul are iubire extraordinară, că se jertfește, că. Da? Dar ierarhia trebuie păstrată pe orizontală. E un sistem, nu e... Da. Nu e ușor. Nu e ușor. Dar scopul trebuie să fie foarte simplu, trebuie să creștem copii sfinți. Vă rog, doamnă. Controlul parental este de folos dacă plecăm de la premiza faptului că singurul telefon din viața copilului dumneavoastră este doar acela pe care îl are. În sensul în care copilul dumneavoastră, sau dacă e vorba de copilul nostru sau copiii noștri, fac parte dintr-o comunitate cu alți copii. Și atunci, dacă astăzi, de exemplu, impuneți un control parental stabil și el nu are voie să intre decât pe anumite site-uri, să zice că, de fapt, esența asta este... Poftiți? Păi, da, n-ați fost de la început. Când a stat deja 5 minute, are 5 minute de descărcări electrice în creier. Nu există timp petrecut minim pe telefon. Dar acum fiți foarte atenți. Dacă copiii dumneavoastră se manifestă cu această problemă, nu vă apucați să le luați telefonul. Că e ca orice formă de adicție, vor intra în sevraj. Se rupe gradual adicția de telefon, da? Dându-le iubire prin timpul petrecut cu ei, da? Bun, deci nu există un timp minim petrecut. Copilul nu are ce să aibă acces la telefon, punct. Dacă deja suntem în această situație, lucrăm de unde suntem în această situație. Adică ușor, 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 mai ales dacă copilașul e mai mare. Copiii noștri sunt deștepți toți. Trebuie lucrat să înțeleagă, să le explicăm, să detaliem lucrurile ușor, ușor, fără să-i tulburăm, da? Și încet scăzută părtășia cu telefonul. Dar nu există un timp minim. Orice timp petrecut pe telefon este nociv. Și de la ce vârstă ar putea să aibă acces la telefon? Copilul nu are, dar copilul până la ce vârstă? Sau? Vrei să spun ceva din punctul de vedere pentru orice om, la orice vârstă telefonul e nociv. Tare mult mi-aș dori să scap de el, dar n-am cum. Da, pentru că nu trăim într-o lume ideală. Acum copilul la un moment dat va ieși de sub stăpânirea noastră, să zicem, da? De sub povățuirea noastră directă, în sensul ăsta vreau să spun. Și atunci copilul, bineînțeles că va avea libertatea să facă ce vrea, iar în ziua de astăzi, cu siguranță, 99,99% dintre ei vor dobândi și un telefon.
Important este ce arme îi dăm noi în viață, ce repere îi dăm, ce instrumente îi dăm. Dacă el va înțelege toate lucrurile astea din timp, el va folosi telefonul în mod firesc. Adică, alo, Vasilică, mă auzi, da, vezi că ne întâlnim la 5. Și l-a închis. Nu începe să-și piardă timpul pe el. Dar pentru a nu-și pierde timpul pe el, el trebuie să fie crescut cu o viață interioară bogată. Să nu se plictisească, să nu caute refugiu în alte părți decât în lumea reală, să poată să ducă lumea reală. Pentru că, de fapt, tehnologia înseamnă o metodă de evadare din lumea reală. Și pentru copil și pentru adult. Acum, eu cred că nici nu e important la ce vârstă va avea. Bineînțeles, e important să aibă cât mai târziu. Dar mai poți să-l ții la 20 de ani să nu aibă telefon. Când te mai ascultă nimeni de la 17-18 ani încolo, când pleacă din casă cumva. Depinde de circumstanțe. Poate pleacă copilul, nu știu, la cămin, poate, nu știu. Eu pot să vă spun un singur lucru. Copiii mei, până vor pleca din casă, nu vor avea telefon. Dacă pleacă, nu știu, după 18 ani, că nu o să, dacă poate stea în casă cu mine până la 80, dacă n-au altfel de posibilități la vârsta respectivă, nu o să-i dau afară din casă în veci. Și bineînțeles că de la 18 ani încolo, 19 ani, poate să facă ce vor, dar până atunci nu o să vadă telefon. Copiii mei. Poate pare excentric. Nici măcar nu mă interesează. Tot nu o să aibă. Și când vor sta cu alți prieteni care au telefon? Păi da, stau deja. Și vin și îmi spun, tăticule, aș vrea și un telefon care are cu tare. Iubitul meu, dar nu vrei să facem un puzzle? Ba da, tăticule, și-a uitat. Și eu n-am chef, că eu sunt obosit, că tocmai am venit de unde am venit. Și aș vrea să, la adânc, fiți atenți, la adânc, dracu-mi spune așa, ce are mă, lasă-l cinci, te mai odihnești și tu. Da? Nu. 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 Hai, tăticule, să facem ceva, hai să mergem afară, hai să tundem pomii, hai să facem ceva, hai să ne jucăm cu mingea. Păi spargem geamul. Nu are nimic, hai să-l spargem. Orice e mai bun decât să stea pe telefon. Dar asta înseamnă eu să calc peste mine. Și fără ajutorul Dumnezeu n-aș reuși să o fac. Dar din dragoste pentru copilul meu și cu ajutorul Dumnezeu reușesc. Iertați-mă, da. Nu există bullying la nivel, nu știu ce vârstă au copiii noastră. Nu o să las peste picior, nu o să mișcă ocarit, o să întâlnă... Dar nu a existat bullying toată viața noastră? Okay. Nu a existat bullying toată viața noastră? Cum gestionează copiii? Sau ce vă spun acasă? În primul... Râde, e, da, eu m-am crescut băieții așa și cresc cu ajutorul Dumnezeu așa. Tăticule, poți face în viață ce vrei, dar suporți consecințele faptelor tale. Și ușor, ușor de aici încolo îi învăț cine sunt ei și să fie fericiți cu cine sunt ei și cum sunt ei. Dincolo de asta, bineînțeles că ne-a ajutat Dumnezeu să găsim în București, acolo unde locuim, o școală, anume la Sfinții Trei Erarhi, unde ca și la dumneavoastră aici, la Școala Brâncovenească, se încearcă crearea și urmarea unor proceduri care iau în calcul realitatea obiectivă a posibilității ispitirii copiilor noștri în societatea de azi. La noi este o regulă foarte clară. Niciun copil nu intră cu telefonul în clasă. Poate să fie tragedia tragediilor. Nu ne interesează. Da? Ne interesează înseamnă Consiliul de Administrație și împreună cu părintele Vasile Gavrilă, care este fondatorul. Și atunci, bineînțeles că ei vorbesc între ei în clasă, ca asta nu poți să o oprești, da? Și încep să spună, știi că eu am un telefon și după aia copilul vine și îmi spune, tăticule, pe are un telefon care nu știu ce, nu știu cum. O avea, tăticule, dar nu vrei să facem un puzzle? Dacă apare bullying, foarte simplu, în primul rând, îi explic copilului cât poate el să înțeleagă de ce se manifestă așa copilașul respectiv, dacă continuă, îi spun să-i spună, să-l lase în pace, dacă continuă, iau măsuri, eu, ca părinte. Mă duc la școală, vorbesc cu profesorul, chem părinții copilului și vorbesc cu ei. Nu vorbesc cu copilul, că și copilașul ăla, când manifestă, așa zis, sub bullying, îl manifestă tot care paharul gol și încearcă să se retragă în ceva. Adică e o problemă de acasă, în primul rând. Copilul crescut în iubire totală și în liniște și pace, nu are idei de acest gen în cap. Ele nu apar. Bullying-ul, în primul rând, apare la copiii în a cărui familie există bullying. Adică, de obicei, tatăl, dacă vreți, mie nu-mi place cuvântul, dar nici nu știu cum să-l traduc exact. Tatăl face bullying cu mama. Adică copiii care fac așa ceva, în proporție de 99%, poate fi și cazuri excepționale, dar sunt foarte puține, au văzut manifestări violente, cel puțin verbale, ale tatălui față de mamă. E un fapt ăsta.
Și atunci când eu mă întâlnesc cu tatăl lui, eu cer să mă văd cu tatăl la școală. Îi explic într-un fel în care să înțeleagă că știu de ce face copilul lui așa și să-l țină în frâu sau să-l mute în altă parte dacă nu-i convine. Dar pentru asta trebuie să creați niște comunități, trebuie să fiți uniți în gânduri și trebuie să vă puneți sub o ascultare. Adică, vă dau un exemplu, la noi la școală, nu știu cum e la dumneavoastră, la noi la școală părinții nu au păreri. Nu ne interesează părerile lor. Eu sunt membru în Consiliul Director și am copilul acolo. Părerea mea nu e luată în calcul decât pe plan tehnic cu ceea ce mă ocup în Consiliul Director. Eu nu vin cu alte păreri. De ce? Păi eu te-am încredințat pe tine școala cu tare că am încredere în tine? Da. Păi și ce fac acum? Încerc eu să spun unde să spui biblioteca în sufragerie? La noi se anunță părinții de la început. Uitați, noi asta oferim, avem un sistem. Nu veniți la noi cu păreri că nu ne interesează. Unii spun, nu mai vreau să vin. Perfect, du-te, că nu avem nevoie de tine, că ne strici și un măr strică tot coșul. Alții spun, am înțeles și după o lună vin cu păreri. Și se spune, vezi că ți-am zis, vezi că pleci, oprește-te. Adică lucrurile trebuie să aibă o limită, trebuie să există o ierarhie, o limită, niște reguli, o rânduială, o ascultare. Bullying-ul nu ține mult, adică se rezolvă repede. Dacă noi suntem implicați ca părinți, se rezolvă imediat, nu e o problemă. Nu-i putem feri pe copii. Există astfel de manifestări. Dar v-am spus de ce există manifestare. Manifestarea nu e pentru că copilul respectiv a mirosit un copil mai slăbuț, de înger, să zicem așa, metaforic, și vrea să se impună. Nu! Copilul respectiv îl vede pe tată cum face același lucru cu mama. Garantat! Garantat! Dați-ne definiția și rețeta fericirii. Dacă ar fi atât de simplu. După mine, rețeta fericirii, eu cred că poate fi dată numai în mod personal. După mine, rețeta fericirii este să te adune Hristos de pe drumuri atunci când te-ai îndepărtat de El și să-ți dea un partener de viață cu ajutorul căruia sau căreia să te îndrepți spre Hristos și copiii curați să-ți dea și înțelepciunea de a-i crește în continuare sfinți. Asta e definiția fericirii pentru mine astăzi. Și cred că asta va rămâne până voi muri. Dar definiția fericirii e o chestiune pur personală. Dacă m-ai fi întrebat acum 15 ani, te-ai fi luat cu mâinile de cap. În primul rând aș fi buvnit în râs numai când îmi puneai întrebarea. Și răspunsul cu siguranță v-ar fi oripilat. Altă etapă, alt om și așa mai departe. Da, este o definiție personală, dar eu cred că fericit în afară de a tinde să mergi către Hristos nu există. Nu se poate, de fapt. Și devine o fericire falsă. Asta cred eu. Ori pentru asta e simplu. Trebuie duhovnic și să faci ascultare. Asta e de la caz la caz. Știți cum? Două cazuri de cancer, același cancer nu se tratează la fel, ci funcție de pacient. Unul e gras, unul e slab, unul e înalt, unul are 80 de ani, unul are 30 și așa mai departe. Da, vezi, dacă le spui copiilor definiția asta, pe ei nu-i va ajuta acum. Pentru că dacă ei nu văd adulții din jurul lor trăind așa, definițiile devin filologie, adică nu interesează. Cel mult va fi o definiție pe care o memorează. El trebuie să trăiască în jurul a asemenea oameni. Adică părinții lui trebuie să creadă cu tărie în așa ceva și să trăiască așa. Și atunci copilul se contaminează. Ca la răceală. Strănută unul, să îmbolnăvesc toți. În casă așa e. Dacă părinții trăiesc cu credința că sunt nemuritori și că vor să se sfințească, să trăiască în Împărăția Lui Dumnezeu, copiii se vor contamina. Și în loc să facă bullying, o să le povestească altor copii despre Hristos și despre Maica Domnului. Eu cunosc astfel de cazuri. Am văzut astfel de cazuri astăzi la școala dumneavoastră. Copiii sunt minunați. Sunt atât de simpli în gândire. Gândiți-vă, dacă eu mă duc acasă acum și mă întreabă copilul meu mai mic, tăticul, unde ai fost? La Constanța, ce ai făcut acolo? Am vorbit și cum ai așa de pe. Am venit în călare pe un dragon, tăticul. El, știți ce o să mă întrebe prima oară? Unde e? Că vreau și eu. El mă crede. Copilul e curat. Și atunci asta mă responsabilizează pe mine. Pentru că el crede tot ce fac eu.
și ce fac greșit crede, și ce fac bine crede. Da, vă rog, dacă mai aveți vreo întrebare. Nu mai aveți. Mulțumesc foarte mult.